Avem o știre de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Un senator, Marius Isăilă, condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență. Mai multe amănunte are colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi! Bun găsit, magistrați, în Alta Curte de Casație și Justiție au decis condamnarea lui Marius Isăilă la 5 ani și 4 luni de închisoare. Asta după ce în prima instanță Marius Isăilă fusese condamnat la 4 ani de închisoare. Iată așadar că magistrații în Alta Curte de Casație și Justiție au admis apelul procurorilor anticorupție de a-i fi majorată pedeapsa. În cazul senatorului Marius Isăilă este vorba despre trafic de influență, mai exact susțin procurorii anticorupție. În prima parte a anului 2012, în perioada în care era și șef al serviciului din Ministerul Finanțelor Publice, a avut o înțelegere cu unul dintre inculpații din dosar și a decis să intervină în vederea blocării controlului efectuat de către ANAF la firma unui denunțător, care de altfel a și solicitat ajutorul în acest sens. În schimb, Marius Isăilă, dar și celălalt inculpat din dosar, au cerut suma de 200.000 de euro, susținând că vor realiza intervențiile pe lângă funcționarii ANAF și a primit acei bani în tranșe. Iată însă că ulterior cel care a cerut această intervenție a făcut și un denunț și în aceste momente Marius Isăilă a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare și de menționat ar fi faptul că procurorii magistrații au decis în cazul său și confiscarea sumei de 180.000 de euro, bani pe care i-ar fi primit Isăilă. Mulțumim, Gabriela. Bun, asta este știrea. Senatorul Marius Isăilă, condamnat la niște ani buni de închisoare. E vorba despre o infracțiune, trafic de influență, spun procurorii. Mă rog, în dosar mai există un condamnat, un inculpat, se cheamă Cristian N., fost consilier personal al lui Isăilă. Mă rog, m-am uitat și pe declarațiile domnilor lor. Isăilă a ajuns celebru după ce mai multe detalii au ieșit la iveală din dosarul său. Când a simțit că anchetatorii sunt pe urmele sare, senatorul a apelat la câțiva prieteni din Departamentul de Informații și Protecție Internă al MIAI, acel celebru DIPI, cunoscut ca 2 și un sfert, pentru a afla dacă e filat de DNA, e voia date din anchetă și să contracareze denunțurile făcute, deci a fost vorba de niște denunțuri. Întâlnirile conspirative între Isăilă și ofițerii DIP au avut loc la restaurantul Bârlogul Lupilor. Mă rog,